Celebra insulă, formată în mijlocul Dunării de la Galați, a devenit loc pentru distracții extreme pentru unii. Un motociclist a fost filmat în timp ce făcea ture pe limba de nisip formată în urma secetei din ultimele luni. Ca să ajungă pe insula aflată la câteva sute de metri de mal, tânărul și-a transportat motorul într-o barcă. Se pare că off-road pe insulele apărute în mijlocul fluviului este noua distracție extremă pentru mulți gălățeni. Aventurile de acest gen sunt cât se poate de periculoase, totuși nu contravin legii, susține poliția.